în următoarea perioadă, în baza procedurilor legale, vedem exact dacă sursa înseamnă ajutor din partea partenerilor noștri sociali sau pur și simplu bugetul primăriei. Intenționez să dotez fiecare patrulă de poliție, că vorbim de intervenție, că vorbim de ordine publică, că vorbim de cei care se ocupă de mediu, că vorbim de cei care se ocupă de activități comerciale, fiecare patrulă să fie dotată cu acele camere de luat vederi și microfon pentru a capta, logica fiind simplă, în momentul în care și-a terminat serviciul, s-a descărcat și atunci vedem, 1. Ce s-a întâmplat, 2. Evident, avem și o monitorizare a activității funcționarilor primăriei, 3. Și evităm și avem probe în sensul ăsta, anumite discuții legate de, eu sper, din ce în ce mai puține evenimente neplăcute sau, mă rog, altercații. Cam asta este logica, este o prioritate și în mod sigur o vom face. O facem pe schimb, omul practic își preia aparatura, a dat drum, logic. Se duce la toaletă sau în pauza de masă, a oprit-o, asta e de înțeles. Dar în rest, vedem în fiecare minut unde sunt, ce se întâmplă cu funcționarii, care este modul în care reacționează, dacă respectă procedurile și în același timp este și o chestiune care îi protejează pe ei. Cam asta este logica și o vom pune în practică foarte rapid.